Bună ziua și bine ați venit la conceptul Lady March. Lady March a pornit acum 3 ani, inițial îl făceam la Carol Park Hotel. Are loc de 4-8 ani, Lady March, Fashion in the Garden de 2 ori și atelierul Lumos Crețul. Cam acesta ne-am decis să schimbăm un pic locația și să îmbrățișăm Gaia Boutique Club, pentru că totuși e singurul fashion club boutique din România. Alături de celor două branduri, am zis că este beneficiul amândurora. Cum se adresează acest eveniment? Evenimentul se adresează totuși unui public cunoscător, celor care pe deopotrivă le plac designii români, iar pe de altă parte vor să regresească și branduri internaționale, pentru că avem și branduri precum La Veniu, care are branduri scandinave, o avem pe Dana Săbuică, care vinde și afară și este și pe stilago.com. Adică am adus din toate zonele, mai puțin vintage. Deci poziționarea lui este destul de high față de cele de la mix. Da, avem un mix între brandurile designului din români și brandurile internaționale. Și cum ați ales designurile români? După ce puteți sau s-a făcut selecție? Marea majoritate îi avem deja. Fiind la 8-a ediție, cred că deja avem o bază de date și vin ei. Alții noi s-au alăturat datorită poziționării pe care am pus-o datorită cu partenerilor în media și datorită sponsorilor pe care avem la evenimentul. Și ce vă așteptați de la acest eveniment? Să-l creștem și mai mare. În iunie avem următoarea sesiune și anume Fashion in the Garden și noi ne-am dorit să păstăm aceeași locație pentru că vrem să avem o continuitate, să nu mai stăm să mai plimbăm cu por, cu gază de gardă. Ai zis că asta este deja la cea de-a treia ediție Lady March, așa? Da, la 8-a ca și concept. A, ca și concept. Da. Cum a fost acel înainte? Adică ai văzut vreo evoluție în bine? Schimbare? Schimbarea este că ne-am nimerit într-o perioadă în care se organizează foarte multe târguri. Fiind aproape de 1 martie și fiind ultimul weekend până în 1 martie, în momentul de față și în această zi mai sunt încă 3 pe lângă acesta. Publicul nostru a venit, ca întotdeauna. Ne-am fi așteptat la mult mai mulți oameni, dar din păcate nu s-a întâmplat asta. Era mai bună de seara, adică... Da, totuși mai sunt câteva ore bune. Vreau să mă plâng acum, dar ca idee, și ca și un feedback, mi-am văzut ce m-ai întrebat, cum a fost în comparație cu celelalte. Și pentru cei care nu vor fi dat totuși să ajungă astăzi la eveniment, ai zis că următorul e luna iunie, nu? Da, următorul este luna iunie, Fashion in the Garden. O să ne dăm odată sau încă n-a stabilit? Nu, n-am stabilit-o odată, dar oricum avem o promovare destul de puternică pe social media și pe Radio Zoo, care este partenerul nostru permanent în cazul următorului. Deci un sfat pentru cei care ar vrea să participe la eveniment, ar să vă caute pe Facebook, nu? Da, pe Facebook ne vor găsi cu siguranță. Dar pe Facebook aveți sau și pe Twitter, Instagram sau alte... Nu, Facebook-ul și Instagram-ul atât. În altă parte nu. Înțeles, mersi frumos și multă bază în continuare. Mulțumesc frumos, asemenea.